În inima Arcticii, unde frigul pătrunzător și vânturile îndurătoare domnesc, o femeie singuratică pe nume Ada Blackjack a înfruntat o provocare de neimaginat. Rămasă pe o insulă pustie, s-a trezit luptând nu doar cu forțele naturii, ci și cu greutatea zdrobitoare a singurătății. Imaginează-ți asta! Zilele nesfârșite se întindeau înaintea ei, fiecare fiind un test al rezistenței și ingeniozității ei. Cu proviziile pe sfârșite și realitatea dura a supraviețuirii care se instala, Ada trebuia să se bazeze pe instinctele sale. Imaginează-ți determinarea necesară pentru a aduna hrană, a construi un adăpost și a rămâne caldă în temperaturile înghețate. Pe măsură ce soarele abia răzbătea peste orizont, ea a învățat să navigheze pe terenul înghețat, înfruntând sarcina descurajantă de a vâna foci și urși polari, în timp ce se lupta cu singurătatea ei. Zilele s-au transformat în săptămâni, iar săptămânile în luni. Frigul pătrunzător intrase în oase, dar spiritul Adei refuza să se destrame. În fiecare noapte, pe măsură ce întunericul arctic convăluia, găsea alinare în gândurile sale, visând la casă și la căldura unei conexiuni umane. Cum a găsit puterea de a continua? Ce i-a păstrat speranța vie în fața unor șanse atât de copleșitoare? Alături de nouă în explorarea acestei călătorii extraordinare de supraviețuire, rezistență și spiritul neclintit al unei femei care a sfidat soarta. Și începem cu adaptarea la mediu. Călătoria Adei a început cu o realitate dură. Frigul extrem, vânturile aspre și vastitatea izolantă a insulei pustii erau lume neiertătoare, unde soarele abia răzbătea printre norii denși. Ada a învățat rapid că pentru a supraviețui trebuie să adapteze atât fizic cât și mental. Frigul pătrundea în oasele ei, un moment constant al vulnerabilității sale. A încercat să se aclimatizeze la temperaturile înghețate, îmbrăcându-se în straturi, folosind tot ce putea găsi. Cărpe vechi, bucăți de piei de animale și chiar alge marine deveneau izolare improvizată. În fiecare dimineață, se trezea cu bruma pe patul improvizat, un contrast dur față de căldura pe care o luase odată de bună. Vânturile erau necruțătoare, urlau ca o haită de lupi zguduind pământul de sub picioarele ei. Ada a descoperit că găsirea unui adăpost nu era doar o chestiune de confort, ci o necesitate pentru supraviețuirea ei. Simțea nevoia de a crea un spațiu unde se putea retrage din fața naturii, un refugiu care îi oferea o aparentă siguranță. Fiecare rafală îi amintea de urgența situației sale. În acele momente, determinarea ei creștea. Ada a început să observe atent împrejurimile, remarcând formațiunile naturale care puteau oferi protecție împotriva vântului și ploii. Pe măsură ce săptămânile se transformau în luni, corpul Adei a început să se adapteze la frig. Pielea ei s-a întărit, iar simțurile ei s-au ascuțit. A învățat să citească tiparele vremii, înțelegând când se pregătea o furtună sau când soarele ar putea apărea. Această conștientizare sporită a fost crucială, nu doar că a ajutat-o să supraviețuiască, dar a insuflat și un sentiment de încredere. A simțit o conexiune cu insula, ca și cum aceasta îi dezvăluia secretele sale. Asprima mediului înconjurător s-a transformat într-o sursă de disperare, într-un catalizator pentru creștere. Izolarea a fost poate cel mai provocator aspect al adaptării ei. Tăcerea era asurzitoare uneori, spartă doar de sunetul valurilor sparte sau foșetul frunzelor. Ada se surprindea vorbind cu vântul ca și cum acesta i-ar putea oferi companie. Reflecta asupra vieții sale dinainte, la oamenii pe care îi ducea dorul și la râsul care odată îi umplea zilele. Totuși, în mijlocul acestei solitudini, a descoperit o rezistență pe care nu știa că o posedă. Fiecare provocare o aducea mai aproape de înțelegerea proprii sale puteri. În timp, Ada a învățat să îmbrățișeze elementele naturii, în loc să lupte împotriva lor. S-a acordat la ritmul insulei, găsind frumusețe în austeritatea împrejurimilor. Vântul rece a devenit un prieten familiar, nu un dușman. A înțeles că adaptarea nu era doar despre schimbări fizice, ci și despre o schimbare a mentalității. Această nouă perspectivă a fost crucială în navigarea complexităților supraviețuirii într-un mediu atât de îndepărtat și neiertător. Căutarea unui adăpost. Găsirea unui adăpost a fost o parte esențială a supraviețuirii Adei. Cu furtunile neîncetate și temperaturile înghețate care îi amenințau bunăstarea, știa că nu putea rămâne expusă. Căutarea refugiului a început cu explorarea mănunțită a împrejurimilor. Ada a cercetat țărmul și a pătruns în pădure din apropiere, căutând orice formațiuni naturale care ar putea oferi oarecare protecție. În cele din urmă a dat peste o peșteră, a cărei intrare era parțial ascunsă de desișul dens. Părea un sanctuar perfect, așa că s-a apucat repede să o facă mai locuibilă. Peștera avea avantajele sale, o proteja de vânturile tăioase și oferea un anumit grad de căldură. Cu toate acestea, era și întunecoasă și umedă, iar Ada și-a dat seama că trebuia să o facă mai confortabilă. A adunat materiale strângând crengi căzute, frunze și chiar resturi de oase de animale. Cu puțină ingeniozitate și-a creat un pat improvizat, așezând cele mai moi materiale pe care le-a găsit pentru a-și face suprafața de dormit mai comodă. A fost un proces anevoios, dar fiecare mică îmbunătățire o făcea să se simtă mai acasă. Pentru a-și îmbunătăți adăpostul, Ada a început să construiască o vatră chiar în afara peșterii. A adunat pietre pentru a crea un
un cerc, asigurându-se că focul ei va fi controlat și în siguranță. Căldura focului nu doar că o ajuta să gătească mâncarea, ci oferea și un impuls psihologic în timpul nopților lungi și singuratice. În timp ce lucra, simțea un scop. Actul de a crea un loc sigur era atât fizic solicitant cât și mental recompensator. Pe măsură ce timpul trecea, Ada învăța să-și adapteze adăpostul la schimbările vremii. Vara făcea ajustări pentru a le permite ventilarea, iar iarna fortifica intrarea cu crengi și frunze suplimentare pentru a bloca vânturile rei, cei care în o timp aducea propriile sale provocări, dar ingeniozitatea Adei ieșea în evidență. Adesea se minuna de cum peștera ei simplă s-a transformat într-o casă. Era o dovadă a abilității de a supraviețui și de a prospera într-o lume care, la început, părea atât de ostilă. Pe măsură ce lunile treceau, Ada a început să aprecieze importanța adăpostului dincolo de simpla supraviețuire. A devenit un loc de reflexie, un spațiu liniștit unde putea să-și adune gândurile și să se conecteze cu sinele interior. Peștera, odată doar un refugiu împotriva elementelor, a evoluat într-un simbol al rezistenței ei. Îi amintea că chiar și în cele mai întunecate circumstanțe putea să creeze un sentiment de apartenență și confort. Supraviețuirea pe insulă depindea semnificativ de capacitatea Adei de a găsi hrană. Zilele inițiale erau pline de incertitudine, pe măsură ce se confrunta cu foamea și sarcina copleșitoare de a găsi surse de hrană. Ada învăță rapid că insula, deși aspră, nu era lipsită de viață. Natura oferea o mulțime de resurse, dar necesită observație atentă și cunoașterea împrejurimilor. Își începea diminețile explorând țărmul, unde descoperea o varietate de crustacee lipite de stânci. Scoici, midii și crabi au devenit elementele de bază ale dietei sale, oferindu-i proteinele care avea nevoie. Pescuitul se dovedea a fi o altă abilitate esențială pentru Ada. Înarmată cu o suliță improvizată, confecționată dintr-o creangă robustă, a pășit în apele puțin adânci. La început a fost o provocare. Peștii erau greu de prins, fugind la cea mai mică mișcare. Cu toate acestea, determinarea Adei a dat roade. După mai multe încercări, a prins primul ei pește. O victorie mică, dar semnificativă. Gustul peștelui proaspăt i-a renoit spiritul și a început să experimenteze diferite tehnici de pescuit, învățând să folosească capcane și plase improvizate din alge maritime. Culesul de plante comestibile a fost un alt aspect crucial al strategiei sale de supraviețuire. Ada își petrecea după amiezele cutreierând pădurile, identificând diverse ierburi și fructe de pădure. A devenit repede pricepută în a distinge între cele hrănitoare și cele toxice, o abilitate care cerea răbdare și precauție. Fructele de pădure sălbatice au devenit o delicatesă, oferind o explozie de dulceață meselor ei monotone. De asemenea, a descoperit rădăcini și tuberculi care puteau fi gătiți pentru hrană, extinzându-și repertoriul culinar și asigurându-se că avea o dietă echilibrată. Pe măsură ce Ada și-a perfecționat abilitățile de culegere, a dezvoltat o apreciere pentru lumea naturală din jurul ei. Găsea alinare în simplitatea strângerii hranei, adesea pierzând noțiunea timpului pe măsură ce se dedica acestei sarcini. Fiecare vânătoare reușită sau expediție de culegere îi umplea inima de un sentiment de realizare. Insula care la început părea o întindere înspăimântătoare s-a transformat într-un ecosistem vibrant care îi hrănea atât trupul cât și spiritul. Cu fiecare zi ce trecea, legătura Adei cu împrejurimile se adânceau. Actul de a-și asigura hrana devenea o sursă de putere. A învățat să respecte echilibrul delicat al naturii și a înțeles importanța sustenabilității. Pe măsură ce aduna hrană, se străduia să lase suficient pentru ca insula să se regenereze. Acest respect nou descoperit pentru mediu nu doar că o susținea fizic, dar îi hrănea și starea emoțională, permițându-i să găsească frumusețe în lupta pentru supraviețuire. Impactul psihologic al izolării apăsa greu asupra Adei pe măsură ce își naviga noua viață pe insulă. Primele luni au fost un vârtej de emoții, de la determinare la disperare. A trăit momente de claritate și putere, juxtapuse cu valuri copleșitoare de singurătate. Absența interacțiunii umane îi amintea constant de solitudinea ei, iar deseori se găsea rememorând viața ei din trecut, râzetele prietenilor și căldura familiei. Pe măsură ce zilele se transformau în luni, Ada a fost nevoită să înfrunte realitatea situației sale. Izolarea a început să pătrundă adânc în psihul ei, manifestându-se prin sentimente de lipsă de speranță. Au fost nopți în care tăcerea devenea sufocantă, iar întunericul părea să o înconjoare din toate părțile. În acele momente, a luptat împotriva disperării care amenința să o consume. Se așeza lângă foc, privindu-i flăcările și se lupta cu propriile gânduri. Era o luptă între dorința de a renunța și firul subțire de speranță care încă sălășluia în ea. Pentru a-și gestiona emoțiile, Ada a găsit alinare în jurnal. A început să-și noteze gândurile, documentându-și experiențele și sentimentele. Scrisul a devenit o eliberare catartică, permițându-i să proceseze vârtejul de emoții cu care se confrunta zilnic. Actul de a scrie s-a transformat într-o coloană de salvare, o modalitate de a comunica cu sine însăși atunci când nu era nimeni în jur. Prin cuvintele sale a descoperit o înțelegere mai profundă a luptelor interioare și a puterii pe care o avea pentru a le depăși. În cinea provocărilor a existat și momente de claritate profundă. Ada a învățat să îmbrățișeze solitudinea, recunoscând-o ca oportunitate pentru autodescoperire. S-a angajat în practici introspective, reflectând asupra vieții sale de dinaintea insulei și asupra ceea ce conta cu adevărat pentru ea. Această călătorie de autoexplorare i-a adus revelații pe care le trecuse anterior cu vederea. A început să
să aprecieze frumusețea din jurul ei, găsind bucurie în lucruri mărunte, precum soiul valurilor sau foșnetul frunzelor în ardierea vântului. Pe măsură ce timpul trecea, peisajul emoțional al Adei a continuat să evolueze. Alternanța dintre momentele de bucurie și cele de deznădejde a devenit parte din rutina ei zilnică, un moment al rezistenței sale. A învățat să navigheze prin complexitățile minții sale, permițându-și să simtă adâncimile disperării, dar și să caute momente de recunoștință. Cu fiecare zi care trecea, devenea mai puternică, transformându-și luptele într-o dovadă a spiritului neînfrânt. Insula, cu toate provocările sale, a devenit un loc de creștere, învățând o lecție neprețuită despre rezistență și despre puterea spiritului uman. Zilele Adei pe insulă au căpătat un ritm, o rutină care îi oferea structură în mijlocul interacțiunilor cu fauna sălbatică. Timpul Adei pe insula pustie a fost marcat de întâlniri neașteptate cu animalele locale. Încă din momentul sosirii era conștientă că nu era singură. Insula era plină de diferite animale, fiecare aducând propriile provocări și surprize. În unele zile zăreau un grup de foci curioase care se odihneau pe stânci, cu corpurile lor netede strălucind în soare. O urmăreau cu ochii lor mici și strălucitori de parcă evaluau dacă reprezentau o amenințare. În acele zile auzea chemările îndepărtate ale păsărilor marine care răsunau în vânt, oferindu-i un ciudat sentiment de companie în mijlocul izolării. Aceste interacțiuni îi aminteau că viața prospera în multe forme, chiar și în cele mai aspre medii. Totuși, nu toate întâlnirile erau la fel de binevoitoare. Au fost momente când Ada trebuie să alunge pescărușii agresivi care se năpusteau să-i fure hrană obținută cu greu. Țipetele lor neîncetate străpungeau atmosfera liniștită, transformând momentele ei de triumf în lupte frenetice pentru supraviețuire. Aceste experiențe au arătat cât de importantă este vigilența și ingeniozitatea. A învățat rapid să-și acopere mesele și să fie atentă la cer, adaptându-și metodele de a aduna hrană și de a gestiona mediul înconjurător. Echilibrul dintre viață și moarte părea fragil, iar fauna insulei juca un rol central în acest echilibru delicat. Într-o zi memorabilă, Ada a dat peste o familie de iepuri sălbatici în timp ce căuta plante comestibile. Erau creaturi sperioase, fugind la cel mai mic zgomot. Cu toate acestea, în prezența lor, Ada a simțit o licărie de bucurie. S-a așezat liniștită, lăsându-i să se apropie și minunându-se de mișcările lor agile. Această întâlnire i-a amintit de frumusețea vieții chiar și în fața adversităților. A început să observe animale mai lent, notându-le comportamentele și tiparele. Această înțelegere nou descoperită a împrejurimilor sale i-a adâncit legătura cu insula și cu locuitorii ei. Pe măsură ce zilele s-au transformat în săptămâni, Ada a început să recunoască anumite creaturi individuale. Era un corp deosebit de îndrăzneț, care privea adesea de la distanță, aparent neînfricat de prezența ei. Ajunsese să vorbească cu această pasăre, împărtășindu-și gândurile și sentimentele cu vocetare. Acesta devenise un ritual ciudat, dar reconfortant, o modalitate de a combate singurătatea păstoare care amenința să o copleșească. În mod surprinzător, strigătele corbului păreau o formă de comunicare, un moment că încă făcea parte dintr-un ecosistem mai larg, unul care o includea atât pe ea, cât și pe animale sălbatice pe care le întâlnea. Prin aceste interacțiuni, Ada a învățat lecții valoroase despre coexistență. Fauna insulei nu era doar o sursă de hrană sau o distracție, făcea parte dintr-o rețetă complex de viață din care acum făcea și ea parte. Aceste întâlniri au ajutat-o să-și contureze înțelegerea despre supraviețuire, sub necesitatea respectului și armoniei cu lumea naturală din jurul ei. Prin aceste momente, Ada a găsit un sentiment de apartenență în ciuda izolării și a realizat că nu fusese niciodată cu adevărat singură. Drumul Adei către supraviețuire nu a însemnat doar găsirea hranei și adăpostului, a însemnat de asemenea dezvoltarea unor strategii pentru a face față provocărilor imprevizibile pe care insula le aducea. Fiecare furtună care trecea, a învățat să citească cerul, zicând când vânturile se vor înteți și când va începe ploaia. A devenit a doua natură pentru ea să-și asigure adăpostul înainte ca vremea să se schimbe, consolidându-i reziliența. Mediul turbulent a forțat-o pe Ada să se adapteze rapid, ascuțindu-i instinctele și învățându-o prin importanța pregătirii. O furtună deosebit de puternică i-a pus la încercare hotărârea. În timp ce vânturile urlau și ploaia lovea cu furia adăpostul improvizat, și-a dat seama că trebuie să-și întărească poziția. A scotocit prin împrejurime adunând crengi și pietre pentru a întări pereții refugiului său. Cu fiecare obiect adăugat, un sentiment de terminare creștea în ea. Această furtună nu o va doborâ. În acea noapte, în timp ce se ghemea în spatele pereților întăriți, a simțit un profund sentiment de împlinire. Proase control asupra destinului său, transformând un moment de frică într-unul de putere. În plus, față de provocări legate de vreme, Ada a trecut prin perioade de lipsă de resurse care au forțat-o să gândească creativ. Au fost săptămâni în care peștii păreau să dispară din ape, iar efortul ei de a găsi hrană în natură nu aduceau rezultate. În acel moment dificil, s-a bazat pe cunoștințele sale despre teren. A început să experimenteze diferite tehnici de căutare a hranei și a învățat să identifice rădăcini, fructe de pădure și ierburi comestibile. Fiecare descoperire de succes devenea o mică victorie, un moment în care reziliența vine adesea din inovații și adaptabilitate. A dat dezvoltat de asemenea tehnici pentru a semnaliza cerere de ajutor în caz de urgență. A adunat lemne aduse de ape și le-a aranjat în modele mari și vizibile pe plajă, creând semnale care puteau fi văzute de la distanță. Aceasta devenit un ritual zilnic, o amintire a dorinței de a se reconecta cu lumea de dincolo de insulă. Fiecare aranjament era o cerere tăcută de salvare
salvare, o modalitate de a-și folosi speranța în mijlocul singurătății. Era o strategie născută nu doar din necesitate, ci și dintr-o credință neclintită în posibilitatea salvării. De-a lungul timpului, strategiile de supraviețuire ale Ade au devenit un amestec de instinct și comportament învățat, a interiorizat lecțiile pe care insula i le-a oferit, înțelegând că supraviețuirea nu înseamnă doar să reziști, ci să prosperi. Fiecare provocare cu care s-a confruntat a fost un pas înainte, modelând-o într-o persoană mai capabilă și mai autosuficientă. Insula, cu toate încercările ei, o transforma în modul la care nu s-ar fi așteptat vreodată. Menținerea sănătății a devenit o prioritate pentru Ada. Pe măsură ce naviga prin provocările vieții pe insulă, izolarea și condițiile aspre i-au pus la încercare atât bunăstarea fizică cât și cea mentală. A învățat rapid importanța de a trata chiar și cele mai mici răni, știind că o tăietură minoră putea deveni ușor infectată într-un astfel de mediu. Fără acces la medicamente moderne, s-a bazat pe creativitatea și ingeniozitatea sa pentru a trata rănile. A descoperit că anumite plante aveau proprietăți antiseptice și a început să le includă rutina zilnică, folosindu-le pentru a curăța rănile și a accelera vindecarea. În plus, față de rănile fizice, Ada se confrunta constant cu amenințarea bolilor. Expunerea la intemperii și lipsa unei alimentații adecvate o făceau vulnerabil la diferite afecțiuni. În nopțile deosebit de reci, se trezea tremurând, corpul luptându-se să reziste frigului. Pentru a combate acest lucru, a învățat să facă focul mai eficient, folosind căldura pentru a crea o barieră împotriva frigului. A devenit un ritual nocturn să adune suficient lemn și vreascuri, o sarcină care nu doar că îi oferea căldură, dar îi aducea și un sentiment de siguranță. Sănătatea mentală a fost de asemenea un aspect esențial al supraviețuirii Ade. Singurătatea insulei apăsa greu asupra ei și existau momente în care disperarea amenința să o consume. Pentru a combate aceste sentimente, a dezvoltat mici rutine care aduceau confort. Cântatul pentru ea însăși devenise o sursă de alinare, melodiile răsunând printre copaci, împletindu-se cu mingea și amintindu-i de vremuri mai fericite. Jurnalul devenise de asemenea o modalitate terapeutică de a se elibera. Scrijea simbolul în nisip, îngrijindu-și gândurile și sentimentele într-un mod care o ajuta să își proceseze experiențele.